Astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din ea. Mulțumim de masa ta. Mulțumim de masa ta. Ce ne-ai dat o candelire, ea ne-a ridicat mai sus, stră mai sfântă împlinire. Iisuse, Iisuse, Tu ești veșnica împlinire. Mulțumim,
uitat probabil la urmă ce n-ai dat tu. Și persoana respectivă spune cântarea asta la mea. Și am spus, nu întârzia, nu lăsa să treacă vremea, Dumnezeu te cercetează. Deci am fost în cutare loc, am fost în cutare loc, mă duc în cutare loc, am fost în cutare loc. Într-un loc se țipă prea tare, într-un loc e prea difuzoare prea mare, într-un loc nu mi-a plăcut, mi s-a părut că cineva s-a uitat la mine, nu bucuros că am fost acolo. Mă gândesc că noi nu suntem chemați să facem organizații, suntem chemați ca să spunem cuvântul lui Dumnezeu oamenilor și ei să-L poată primi, să-L simtă că e din partea lui Dumnezeu și să simtă că e cuvântul lui Dumnezeu. Am cântat cântarea asta, am rămas cu toții mișcați care am fost acolo și m-am gândit și am astăzi dimineața am citit din Apocalipsă 21-22 câteva versete. Eu am citit mult, dar am mai citit și de dimineață unde am fost la adunare așa câteva versete din ele. Nouă ni se pare ca și creștini că noi am urcat pe treapta cea mai sus și nu mai avem de mers. Dacă o femeie la 102 ani jumate v-a mai spus de câteva ori, spune, mai am câțiva pași de făcut pe scala de aur ca să întâlnesc pe prea iubitul inimii mele, pe răscumpărătorul meu. Dacă ea la 102 ani, încă mai avea câțiva pași, fraților, și noi încă avem pași de făcut ca să ajungem la înălțimea chemării la care Dumnezeu ne cheamă. El ne-a chemat și vrea să ne ducă din treaptă în treaptă, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, că omul cel nou, omul din lăuntru, se noiește din zi în zi. Să nu fim satisfăcuți, să nu fim mulțumiți că venim și am stat ani și zeci de ani în jurul fratelui Niculiță și ne-am bucurat. S-a bucurat și firea noastră, s-a bucurat și Duhul nostru, ne-am bucurat și noi, ne-am creat o atmosferă, o impresie în mintea noastră, ca noi nu-i nimeni, am fost lângă fratele putare. Putem să fim oriunde, au fost, spune cuvântul lui Dumnezeu, și au fost, păi dar n-ai propovăduit tu în străzile noastre, n-am mâncat noi, n-ai mâncat tu cu noi la masă, ai făcut un lucru, nu știu care, și n-am făcut noi. Și Iisus spune, niciodată nu v-am cunoscut. Fraților, să nu ajungem să fim în starea asta. Dumnezeu pe fiecare din noi ne vrea. Nu, nici de cum n-am ajuns la înălțimea unde trebuie să fim. Dumnezeu ne vrea tot mai sus și încă mai este. Poate am spus și rândul trecut de femeia de 105 ani, spune, dragii mei, eu nu mai văd, nu mai aud, nu mai văd. Dar vin aici la adunare pentru că este bine să fim la un loc. Bine este că suntem la un loc, dar nu-i suficient. Trebuie să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să pătrundă adânc în viața noastră, să ne miște și când plecăm întotdeauna să plecăm înviorați, întotdeauna să avem zâmbet, să avem bucuria mântuirii, întotdeauna să putem răspândi, întotdeauna să putem da. Ne-am obișnuit, ăștia sunt prietenii mei și nu mă mai duc, viu din America, numai la prieteni. Și ăia care stau și gem, la care nici tu nu te duci, nici eu nu mă duc. Eu nu mă duc din cauza ta, tu nu te duci, că te-ai format să stai într-un loc. Fraților, trebuie să ne rupim, trebuie să ieșim din găoacea în care suntem, în care ne-am plăcut să stăm. Sunt oameni care așteaptă mântuirea din partea lui Dumnezeu, dar trebuie tu și eu. Noi trebuie să mergem să o spunem. Acum mai timp cu așa de scurte, e tristit să mergem cu o viteză extraordinară spre sfârșirea tuturor lucrurilor. Toate lucrurile, pământul cu tot ce este, el va arde, nimic nu va rămâne. Ca să rămână, Dumnezeu va clătina încă o dată pământul și ca să rămână și cerul, ca să rămână lucrurile neclătinate. Și Dumnezeu ne cheamă la starea asta, ca să fim pe o stare mai înaltă, să fim cu bucuria mântuirii în inimile noastre, să o putem răspândi. Îi trec ca să plecăm. N-a nătă voi să iau un pic de apă. Mulțumesc. Ce am văzut aici, acolo, asta este situația. Să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne răspundă.
diaconească, să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne încingă, să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne înflăcăreze, să ne lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne ducă în starea din Apocalipsă care zice că te vreau în clopot. M-am gândit la cuvintele frate.